Salut, sunt Iordache Mariu și în acest program am învățat despre faptul că organismul nostru funcționează precum mașinile, adică trebuie alimentat cu carburantul necesar pentru a avea o capacitate și o eficiență cât mai bună, în cazul nostru cu carbohidrați, atunci când avem un sau două antrenamente de intensitate mai ridicată, este important să consumăm cât mai mulți carbohidrați pentru a reface un pic pentru a ne da energia necesară. Iar atunci când avem, de exemplu, un antrenament pe zi și este un pic mai scăzut ca intensitate, putem adăuga un surplus de proteine ca să refacem țesutul muscular. Am mai învățat un pic și despre ce putem să luăm la noi pe timpul deplasărilor, niște gustări, pentru că atunci când avem deplasări nu putem să mâncăm niște mese foarte, foarte bogate în carbohidrați. Am mai învățat de asemenea faptul că cu o zi înainte, seara și de tot parcursul zilei este important să supraîncărcăm organismul cu carbohidrați. Atunci când începe meciul să avem energie suficientă pentru a duce meciul, iar la pauză putem să mai consumăm tot la fel băuturi sportive, un fruct și în ultimul rând am început să iau și creatina și acesta m-a ajutat să dezvolt o capacitate de efort mai ridicată și m-a ajutat în bine.